Administrația locală suceveană caută finanțare pentru proiectul de reabilitare a Curții Domnești, edilul șef Ion Lungu precizând că deja sunt purtate discuții în acest sens. Primarul ia în calcul varianta unui parteneriat public-privat sau cea a atragerii de fonduri europene. Întrucât banii de pe axa de turism din cadrul POS au fost epuizați, speranța este pusă și în accesarea de fonduri de coeziune, aferente șeptenalului 2014-2020. Sperăm să putem accesa totuși fonduri europene. Din păcate, axa de turism este ocupată. Acolo noi mai avem proiectul de reabilitare a cetății de scaun. De aceea ne punem speranța în proiectele din noua strategie privind șeptenalul european 2014-2020, în care ar putea fi prevăzute fonduri și pentru monumentele istorice și turism. Nu este exclus niciun parteneriat public-privat cu cei de la Arena sau cu alte firme interesate. Vrem să aprobăm indicatorii tehnico-economici și să găsim finanțare pentru reabilitarea Curții Domnești, a declarat pentru evenimentul.ro Ion Lungu, menționând că nu este stabilită suma necesară, dar că aceasta este aproximată la minim 10 milioane de euro. Comisia Națională pentru Monumentele Istorice urmează să aprobe proiectul de reabilitare a obiectivului istoric și turistic din centrul Sucevei. Șeful administrației municipale și-a exprimat speranța într-o decizie favorabilă, astfel încât firma spaniolă Arena Teatro să vină până la finele lunii noiembrie cu studiul de fezabilitate. Abia după această din urmă etapă, în Consiliul Local vor fi aprobați indicatorii tehnico-economici, iar obiectivul va fi prins în lista de investiții a bugetului local. Intervențiile vizează, printre altele, punerea în valoare a monumentului istoric sucevean, noi cercetări arheologice, acoperirea cu sticlă, introducerea de utilități, amenajarea de alei, precum și crearea de facilități pentru accesul publicului vizitator. Curtea domnească se află în preajma orașului medieval, în apropierea Bisericii Sfântul Dumitru, parcului Șipote, vechiului centru meșteșugăresc al Sucevei, precum și a Bisericii Beizadelelor. Încă de anul trecut, administrația locală a demarat unele lucrări premergătoare și, pe lângă igienizare, a fost finalizat gardul împrejmuitor din fier forjat și piatră.